Pe întreg teritoriul Argeșului, numărul celor care nu au un loc de muncă a crescut în luna decembrie a anului trecut. La Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă din Argeș, numărul total al șomerilor înregistrați a fost de 1.357 de persoane, dintre care 1.864 indemnizați și 6.493 neindemnizați. Pe categorii sociale, numărul femeilor este în creștere, iar ca ani de studiu, cei mai mulți șomeri sunt cei care au doar 8 clase. La sfârșitul lunii noiembrie 2018, rata șomajului în județul Argeș era de 3,21%, cu 0,06% mai puțin decât în luna precedentă din 2018, adică luna octombrie. Totodată vă pot spune că la finalul lui noiembrie, în bazele de date ale Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă a Argeș, erau înregistrate 8.199 de persoane șomeri, dintre care doar 1.698 erau beneficiari de indemnizație de șomaj, restul persoanelor fiind înregistrate ca șomeri neindemnizați sau căutători de loc de muncă. De asemenea, din totalul persoanelor de 8.199 de șomeri, 7.000 de șomeri provin din mediul rural, diferența fiind stabilită de șomerii care provin din mediul urban. De asemenea, cei care reprezintă cea mai mare pondere în rândul șomerilor sunt cei proveniți, persoanele provenite din rândul șomerilor cu un nivel de educație primară, și anume 32%, iar cei cu studii superioare reprezintă 4,2% din totalul șomerilor înregistrați. Pentru mușceleni, vestea bună este că rata șomajului a scăzut. În prezent, pe piața forței de muncă, sunt mai multe locuri vacante decât solicitări. La sfârșitul anului 2018, rata șomajului în zona Mușcel a prezentat o ușoară scădere față de perioada anterioară. Spun acest lucru pentru că numărul de șomeri în plată a suferit o ușoară modificare în sensul scăderii, chiar și numărul persoanelor care caută un loc de muncă. Odată cu noua lege a ajutorului social, și numărul persoanelor asistate a scăzut considerabil. Pe de altă parte, în ultima parte a anului 2018 a fost o ușoară scădere a numărului de beneficiari de ajutor social, pentru că, așa cum se știe, începând cu 22 octombrie a intrat legea care, potrivit refuzului unui loc de muncă, persoanele beneficiare, un an de zile vor trebui să aibă alte activități decât să beneficieze de ajutor social. Iar foarte multe persoane care au primit repartiție de la noi în vederea participării la un interviu, la o probă de lucru la locul de muncă, nu au venit cu niciun răspuns și, pe urmare, un număr de persoane au rămas fără ajutorul social. În această lună, la Agenția Locală pentru Ocuparea Forței de Muncă din Câmpul Lung, au demarat o serie de cursuri de calificare-recalificare. Toți cei care se află în evidența agenției ca și căutători de loc de muncă sau sunt șomeri pot participa gratuit la aceste cursuri.